pentru el, că demersul pe care l-a făcut, pe de o parte, se justifică, apoi are ecou și apoi este parafat de niște autorități în materie, de la generalul colonel Iulian Vlad, domnul senator, sunt foarte multe semnături cu greutate care vorbesc despre primul volum. E interesant, interesant o astfel de structură, pentru că ea vine să dea greutate și științifică de demersul pe care l-a făcut colonelul Gheorghe Bănescu. Da. Cartea, vă spun că se citește, cum să zic, cu interes, este captivantă, are ritm. Ești curios să vezi ce se întâmplă după ce, nu, după ce intră tânărul ofițer în atmosfera creată de verificările făcute peste tot și până la modul, sigur că este greu de judecat acum, dar în momentul în care un tânăr ofițer se vede în fața unui astfel de document, se poartă mai rău decât un copil. Nu s-a purtat deloc profesionist. Cred că a fost atât de fascinat de ceea ce i s-a întâmplat în acel moment, încât nu s-a mai purtat ca un ofițer de securitate, ci ca un bun român care a văzut un document extraordinar pe care a putut să îl salveze. Și cred că mulți dintre cei care au fost în astfel de servicii, când spui contraspionaj, aproape că tremuri, te gândești la cine știe ce lucruri complicate, sofisticate, nu era decât intuiție, fler și, cum să zic, operativitate și eforturi conjugate, pentru că lucrurile nu se derulau, cineva lungă după cineva. Ați văzut ce păienjeniști, ce sesătură complexă s-a creat la nivel național pentru ca să fie supravegheată mișcarea unor oameni, unor turiști inocenți care au venit să vadă frumusețile patriei, dar care aveau o misiune foarte clară. Sigur că unii au fost prinși, alții s-au dus bine, mersi, cu cât au putut să ducă de la noi și lucrurile acestea poate că pe termen scurt le putem trece cu vederea, dar pe termen lung aceste pierderi se cuantifică altfel și s-ar putea să ne coste, să aibă un preț greu cândva. E bine.